să-i permitem înainte de 10 minute întrerupere, să permite domnul Negru să, să-și prezinte informația. Și apoi... Nu, eu am spus 10 minute. Eu vă spun maximum 3 minute pe atragă. Eu vreau să vă aduc la cunoștință că data de 5 octombrie a să aibă loc donare. Dacă anii trecuți nu trebuie să câte 97 persoane să doneze, numărit numărul de donatori. De două ori a fost donarea și au dat 82 persoane au donat sânge. De atâta eu, având în vedere că este Consiliul astăzi, rog să vă implicați. Consilierii, directorii de școală sunt la grădiniță, mai sunt cineva. Rog să vă implica măcar fiecare consilier, doi donatori. Se poate aduce. Numai acești donatori trebuie să fie practic sănătoși. Mă scuzați, nu care stă la evidență, care a fost operat, care m-a uitat în sală, undeva din consilier, pe 8-9 ar putea să, să dă eu. Sunt ce merg și eu înainte și vreau să duci înainte. Eu dacă vreți să mă creți, am dat de 24 de ori sânge. De 24 de ori. Toată viață? Da, de... Dar eu vreau să-și mă zic, sunteți mai mari, cum vă știți pe așa că poate mai, mai mult de ce sunt din cursul și eu am tot cine are dreptul de a dona sânge? Persoane de la 18 ani, s-ar putea și liceeni, copiii care au primit 18 ani, pentru că sunt copii sănătoși și, practic, am putea noi primul curs de acum de leu, donam sânge la, la universitate. La 18 până la, până la 60 de ani. Dar vă spun, trebuie să fie practic sănătoși. Persoanele care au greutate numai mică de 50 de kilograme. Ați mă întrebat de câte ori se poate dona sânge. De pare bărbații de 5 ori pe an, partea feminină de 4 ori. Odată la 2, nu se poate dona sânge. Dintre toți consilierii care mă uit eu, nu a donat nimeni sânge. În afară de Andrei Șandrovski. Cred că cam la fiecare donare donează sânge. Așa că vă spun, sunt bărbați sănătoși dintre dumneavoastră care ar fi, pentru că vă spun drept, nu că ignorez ceva, dar cam puțin vă implicați în chestia asta. Nu lăsați, vă rog, numai pe umerile medicinii, că noi, imposibil, ați fi să, să rezolvăm această întrebare. Mai multe eu n-am vrut. Spun, vă rog, fiindcă aveți cunoscuți, aveți neamuri, aveți verișori, cine aveți, dacă ar fi, vă spun, măcar 2-3 donatori fiecare consilier să-i, să-i convingă să doneze sânge, fiindcă astăzi nu avem noi nevoie, dar nu știi pe mâine ce afiș și ne avem nevoie de sânge. Domnule, da. Aveți o informație pe instituțiile noastre care și cât și număr de donatori vostri? Pot să vă spun numai la liceu Olimp a donat domnul profesor de la liceu teoretic două sau trei doamne și practic la alte, la grădinițe, la nimeni. În partea primăriei, nu știu, câți lucrători, câți mai fie tot, cred că nimeni. Persoanele care îi convinge, noi sunt lucrătorii medicali, da? Și Maulimpu și Liceu Costești. Da, dar restul, eu vă spun, sunt din profesori care au copii, au nepoți, au verișori, s-ar fi implicat și când vedeți câte accidente sunt, câte nevoie de a dona sânge, necesitățile în substituență de sânge. S-ar putea de adunat într-o zi de o pildă directorii de la grădiniță, la școli și de stat de vor cu dumnealor, de... Ce dată cade? 5, în bine. Și bine. Contrabandăm ședința de azi și numim ședința Consiliului de data de 5 și mergem toți consilierii împreună și împreună și împreună și împreună și împreună și împreună și împreună. Poftim? Nu vreți să luați la toți, nu permiți sănătate. Știți, dacă înainte auziți, dați-mi încă o minută, dacă înainte să luați sânge la stânga și la dreapta, știți, numai să nu spună că nu s-o luați sânge. În, în ziua de față, toate echipamentul costă undeva la 20 de euro și închipuiți-vă lucrul lucrătorilor care vin și eu 20 de euro și acolo te duci și dai analize și ori e HIV, ori e OMRS, ori hepatită, ori alte boli care și-ți aruncă sângele și ala. Practic trebuie să fie omul sănătos. Mai puțin, dar la oameni sănătoși. Mulțumesc.
Înainte de șuns făceau astea investigații care își fac. Și în primul rând ați vedeți dacă îi sunteți sănători. Dar poate ați găsit de răspunse sau mai știu eu. Poate alt exemplu. Nu vedeți, scânzoarele ați lecuie și nu mai trăiește. Noi, se exclude fiindcă e steril, absolut bine steril. Ia că, vă rog, credeți-mă, pericolul infecției nu se cred când a fost. A fost când se fierbeau seringile și elea, știți, se fierbeau, trebuie 45 minute să le fierbe. Dar nu sunt persoane, și elea care au fost, știți, vineau și puneau seringile și fierbeau 10-15 minute, ia că atunci a fost pericolul. Dar nu credeți mai practic. Domnule, noi suntem doctori, suntem pus probleme, dar unde suntem în cazul o operație și ceva, păi nu te duci 10 oameni acolo, păi nu ești să vorbim. Întrebarea a ridicat-o. Păi are rost din dat, ori că distrâns rezervul este când s-a întâmplat un caz, păi ne-am părut orice. Știți, este vorba și aia. Prietenul n-a nevoie să cunoaște. Păi dar ce ai voie? Sunt persoane. Doamna Sibiu, sunt persoane care ne meresc într-un accident tragic. Da. De asta, și trebuie și rezerve de sânge. Și când îți faci operație, nu se duce pentru sânge, dar mai dă pentru vreo 10. Cheamă 10-12 persoane. Și dintre acei 10-12, dacă dau 3-4. Restul toți, restul nu dau. Știu că se cheamă 10-12, dacă se dă... Noi tot pentru sora noastră am fost vreo 8-9, ne-au luat numai la 2. Când că este, vă spun, majoritatea la o